Bună ziua, dragilor și dragilor, mulțumiților și stimaților. Schimbăm din nou puțin formatul. Schimbăm și noi câte ceva lipsuri asta așa de când în când. Azi este, ce Dumnezeu e azi? Marți, miercuri. Miercuri? Deja miercuri? Ne apropiem de weekend, bre. Cu riscul de a face puțin de reclamă, am să testez un tip nou de emisiune. Mi-am cumpărat jucărie. Se vede. Incredibil. Hai că fac reclamă gârlătura asta. Poate ăștia de la Altex or să facă și reclamă cu noi. Incredibil cât de puțin poate să coste porcărioara asta. Mai puțin de 2 milioane cu un leu, dar e mai puțin de 2 milioane un quad-core cu care sper să pot face emisiunile de acum înainte ca să renunț la laptop. Practic pe tableta asta le am pe toate. Da? Altex, vă rog frumos, sponsorizați această emisiune cu câte o tabletă zilnic sau una mai mărișoară, ca să stau și eu să citesc de pe ea. Merită, m-am jucat azi noapte cu tableta asta de înzăpăcit, evident, toate site-urile cu... Am vrut să văd cât rezistă, știi, dacă poți rezista la audio-video. Suntem în data de 28 ianuarie 2015, dar uimitor, nu o să vă veni să credeți, 28 ianuarie s-a petrecut și de-a lungul vremii, adică de când a intervenit calendarul gregorian, tot avem 28 ianuarie. Jane Austen a publicat pentru prima dată în Regatul Unit Mândrie și Prejudecată. În 1865 s-a întemeiat societatea culturală Ateneul Român la inițiativa lui Constantin Eșarcu, Nicolae Crețulescu și Urechia, în caz că nu știați. Băi, tot vă zic din astea, nu știu dacă le băgați în seamă. În 1933, guvernul condus de Alexandru Vaida Voievod semnează sub auspiciile Legii Națiunilor acordul de la Viena care asigură împrumuturile capitaliștilor străini contractate în vederea asanării economico-financiare a țării prin reducerea salariilor, concedierea 30% dintre muncitori și funcționari, sporirea și încasarea regulată a impozitelor. De atunci se dădea oamenii afară. 30% dintre ei au zis la revedere. Mi se pare mie sau aici e foarte întuneric. Pot să fac o treabă? Ia! La! Toată întunerică. Mă, chinui degeaba. Nu o să reușesc niciodată să fac luminile astea să stea ca lumea. În 1942, 19 dintre cele 21 de state participante la conferința panamericană de la Rio de Janeiro semnează actul final, care recomandă ruperea relațiilor diplomatice cu țările Axei. În 1949 s-a înființat Consiliul Internațional al Muzicii. Din fericire, pe vremea aia nu existau încă manele, de-aia se și chema Consiliul Internațional al Muzicii și nu a Zgomotului. În 1986 are loc catastrofa navetei spațiale Challenger, a cărei explozie la 75 de secunde de la lansare a provocat moartea celor 7 astronauți aflați la bord. Ieri n-am zis aceeași chestie. De câte ori a explodat naveta asta? În Piața Victoriei din București se înfruntă două tabere, una a simpatizanților FSN și cealaltă a partidelor politice care protestează împotriva hotărârii FSN de a participa la alegeri. În 1990, ceea ce a dat startul la mineriada, știm cu toții ce a fost acolo, apelul disperat al președintelui României la vremea respectivă, Ion Iliescu, vă rog, dragi mineri, veniți și apărați piața universității și curățați piața universității de aceste... cum le-a zis el atunci, nu golani, aceste elemente antisociale, da? Ca urmare au venit minerii și au făcut zob pe toți. În 1999 a fost înființată la București Academia Română de Aviație prin reorganizarea Centrului de Perfecționare a Personalului din Aviația Civilă. Iar în 2001 a avut loc naufragiul vasului ucrainean Pamiat Mercuria în Marea Neagră, soldat cu decesul a 16 persoane și dispariția altor 3. Aia n-au dispărut, aia au fugit în Occident pentru că s-au folosit de povestea asta ca să dispară. S-a născut Papa Clement al IX-lea în 1600. Hai să văd cine e. Adrian Ozo. Auzot. Băi, nu știu. Hey, dacă vi se pare că în limba franceză eu sun nașpa și nu știu cum îi cheamă pe oamenii ăștia, una, mă, chiar nu știu cum îi cheamă, că n-am auzit de ăsta până acum, și doi, că nu cunosc limba franceză. Dar vi le zic că poate cunoașteți voi limba franceză și râdeți de mine măcar.
În 1811 s-a născut Ioan Maiorescu, filolog român. Pe urmă, în 1768, Frederic al VI-lea, rege al Danemarcei și Norvegiei. George C. Moronescu, jurist și om politic, membru de onoare al Academiei Române în 1874. Băi, dar s-au născut o grămadă de oameni. Marta Bibescu, scriitoare română, Valentin Cataev, scriitor rus, Cornel Onescu, politician român în 1920, Ismail Kadare, scriitor albanez în 1936, da? Florina Cercel, actriță română de teatru și film, Susan Howard, actriță americană, Tudor Mătușă, politician român, regele Bahrainului în 1950 pe numele său Hamad bin Isa al-Khalifa. Eugen Bejinariu, politician român, Livia Petroaie, poet, publicist, muzeograf, literar român, Răzvan Petrică Bobeanu, politician român, Buffon, fotbalist italian și Elijah Wood, actor american. Elijah Wood nu este care a jucat în Lord of the Rings? Da? El e. De murit au murit. Iarăși o grămadă de oameni. Băi, ce mor ăștia, mor pe capete. Henric al VIII-lea al Angliei, Papa Paul al V-lea, Petru cel Mare, țar al Rusiei în 1725. În 1919, Marele Duce Paul Alexandrovici al Rusiei, Marele Duce Nicolae Mihailovici al Rusiei, Marele Duce George Mihailovici al Rusiei, Marele Duce Dmitri Constantinovici al Rusiei. Bă, s-a întâmplat ceva, că eu nu cunosc istoria Rusiei. În ianuarie, de i-au zăpăcit pe ăștia pe toți la grămadă, în același an, pe 28 ianuarie, nu mai țin minte, s-a întâmplat ceva acolo. Sper să nu bat câmpii. Dimitrie S. Nenițescu, politician și ministru român. William Yeats. Scriitor irlandez, laureat al premiului Nobel. Constantin Lacea, lingvist și filolog român, membru de onoare al Academiei Române, a decedat pe 28 ianuarie. Cine mai pe aici? Ion Vlad, sculptor francez de origine română, membru de onoare al Academiei Române. Arhiepiscopul Christodoulos al Atenei, născut în 1939, a decedat și el tot pe 28 ianuarie. 28 sau 29? Este ziua internațională a mobilizării împotriva războiului nuclear, proclamată de Consiliul Mondial al Păcii, sărbătorită din 1966. Vă spuneam și ieri că mie îmi place că ăștia se adună și, băi, să semnăm protocoale ca să nu mai avem arme de distrugere în masă, dar prin spate, după ce au semnat și s-au făcut fotografii și s-au strâns mâini și au apărut în presă că, vai, noi luptăm împotriva armelor de distrugere în masă, vine partea cealaltă în care tot sapă de nebun după plutoniu, uraniu și așa mai departe și construiesc, ghiciți ce, arme de distrugere în masă. Tot astăzi este Ziua Mondială a Protecției Datelor. Ceea ce e foarte interesant pentru că trăim în era informației, trăim în epoca Facebook și a Instagramului. Ieri, dacă țineți minte, spuneam că a picat Facebook-ul și oamenii au intrat în panică. Astăzi este Ziua Internațională, Ziua Mondială a Protecției Datelor. Da? Legea Big Brother urmează să fie pusă în aplicare, aprobată și pusă în aplicare de așa, sărătos. Deci protecția datelor e un fel de hai să râdem și noi, să folosim cuvinte cu P și cu F și cu M. Ce tot faci, bine? Abia am început emisiunea, mai am cel puțin 50 de minute. Sfântul Toma de Aquino în calendarul romano-catolic și cuvioșii Efrem, Sirul, Paladie și Iacob în calendarul creștin-ortodox. La mulți ani, dacă purtați numele astea, sincer mă îndoiesc că există oameni care au numele ăsta, deși Efrem s-ar putea să fie, iar Paladie, iar Iacob cu siguranță există. Dar Toma de Aquino, nu mă bag. Încerc să trec la altă pagină. Mi-e foarte dificil pentru că sunt obișnuit cu alt tip. Și urmează de acum să văd exact cum se face ca să trec din pagină în pagină, pentru că voi fi eu așa mai nouț, dar nu sunt încă obișnuit cu toată tehnologia asta nouă. Trec pe ziarul de roman la ediția de astăzi, medicină primară, un medic la 7 sate. Ca pe vremuri! Ca pe vremuri! E un...
un material foarte frumos despre un medic. Evident, fotografia are mai puțină legătură cu articolul în sine. De 26 de ani, medicul Lucian Florin Costin își desfășoară activitatea în comuna Stănița. Acesta a învins greutățile, dar și birocrația pentru a fi în slujba oamenilor. Medicina de la sate, asta mă interesează de fapt, nu istoria medicului. Medicina de la sate este considerată o adevărată cenușăreasă. Lipsa de interes pe care statul o arată pentru medicina de la țară face ca tot mai puțin tineri care au rostit jurământul lui Hipocrate să îmbrățișeze această specialitate. Motivul pentru care absolvenții de medicină nu sunt interesați să profeseze în mediul rural este că medicii sunt tratați ca simpli furnizori de servicii medicale și nimic mai mult. Pentru fardarea acestei triste realități, oamenii în halate albe sunt puși să se umple de hârtii și să facă statistici de sub care pacienții, la final, abia dacă se mai văd. Lucian Florin Costin, vă spuneam despre personajul ăsta, este medic peste 7 sate în comuna Stănița. Chicerea, Ghidion, Poienile, Oancei, Stănița, Todiren, Veja și Vlădnicele. Localități cu peisaje de vis, dar în care civilizația pătunde în pas de melc. Bine ați venit în România, Moldova, mai ales, județul Neamț. Doctorul Costin a venit în comuna Stănița în 1989 și de atunci nu a mai plecat, pentru că i-a plăcut, spune el, foarte mult medicina de familie, iar această specialitate i-a dat oportunitatea să se descurce, să se informeze și să facă pentru oameni mai mult decât un medic de oraș. Articolul este foarte lung și cu siguranță este și interesant, mai ales pentru cei care n-au luat legătură cu viața rurală, dar gândiți-vă puțin, un medic, 7 sate, 300 de bolnavi împrăștiați în 7 sate și o biclă sau o mașină, depinde. Nu e cam puțin? Un medic. Numai eu văd chestia asta așa? Un medic la 7 sate? Dar de ce nu sunt 7 medici? De ce nu sunt mai mulți medici? De ce nu sunt mai multe de-astea, cum se cheamă, dispensare sătești, dispensare medicate? Să fie cineva acolo, măcar o moașă, dracu, cineva să facă o injecție, să știe să scoată un dinte. Chestiile, cum e? Oamenii ajung să aștepte ore în șir în diverse sate să vină ambulanță slash tank, șenilat și așa mai departe, să poată intra în satele alea în care nu intră nici măcar oamenii să facă un drum de țară, dar rămite să facă o stradă, una o asfaltată. Sunt locuri în care, într-adevăr, civilizația n-a ajuns încă. Nu? Trăim în România. Sunt sate în România în care curentul electric este un lux și l-au doar câțiva din sat. E absurd. Suntem în 2015. Noi vorbim de Ziua Mondială a Protecției Datelor. Vorbim de legea Big Brother-ului. Vorbim de legi care să permită puterilor din stat să vadă în fiecare moment ce faci, unde ești, cu cine ești, ce ai de gând să faci, care sunt următoarele mișcări pe care ai de gând să le faci, cineva să-ți urmărească contul de Facebook, cineva să-ți vadă pozele de pe Instagram, cineva să se uite la tine pe fotobachet și așa mai departe. Și în continuare, în România sunt localități în care nu există șosea sau curent electric. E cumva unii sus și alții jos de tot. Un medic la 7 sate în continuare, ca să mă întorc la subiect, mi se pare absurd. Absurd. Nu știu de ce. Poate așa o fi normal, dar nu-mi dau eu seama, nu? E posibil să fie normal așa. Materiale. Unde Dumnezeu am ajuns? Deci ăsta pot să-l închid aici. Apare loteria, cum se cheamă, bonurilor fiscale. În una din emisiunile trecute v-am zis parcă de povestea asta, nu? Că o să mergi la magazin, plătești cu cardul, ți se dă un bon și, dat fiind că și în alte țări din Uniunea Europeană se practică chestia asta, se face pe baza unei sume minime cheltuite o loterie în care participi cu bonul tău fiscal și ai ocazia să câștigi nu știu ce dracu. Acum intrăm în dezbatere publică. Persoanele care au împlinit 18 ani și care dețin bonuri fiscale care atestă cumpărarea de bunuri sau servicii în țară vor putea participa la loteria bonurilor fiscale. Bugetul alocat pentru 6 luni va fi de 10 milioane de lei. Ministerul Finanțelor Publice intenționează organizarea loteriei bonurilor fiscale începând cu 13 aprilie. Trebuie să ai din astea, adică bonuri fiscale.
începând cu 13 aprilie, a doua zi de Paște, când se va programa prima extragere ocazională, având un fond de premiere de 1 milion de lei. Loteria va fi organizată lunar, în prima duminică de după data de 15 a fiecărei luni pentru luna anterioară, dar va putea fi organizată și ocazional, după minimum 15 zile de la sfârșitul intervalului calendaristic participant la loterie. Ea va consta în extragerea aleatorie de numere, respectiv un număr cuprins în intervalul dintre 1 și 999, inclusiv reprezentând valoarea totală a bonului fiscal fără subdiviziunile leului, inclusiv taxa pe valoare adăugată și o dată calendaristică reprezentând ziua emiterii bonului fiscal, aferentă lunii sau intervalului calendaristic după caz, pentru care este organizată loteria în vederea acordării de premii în bani. Pre, ce faci? Într-o bună zi am să întorc camera aia ca să vedeți în ce condiții se lucrează. Rezultatele extragerilor lunare și ocazionale vor fi disponibile online pe website-ul Ministerului Finanțelor Publice și pe cel al Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru un interval de cel puțin 30 de zile. Nu se spune în articolul ăsta dacă trebuie să faci cumpărături sau bonul ăla fiscal să aibă o valoare minimă. Bă, mi-a intrat o chestie în ochi și nu cred că e de-a mea. Ha? Tabletă. Avem tabletă, măi, mă lași puțin. Avem tabletă. Am făcut reclamă deja, am zis că am luat-o de la Altex. Este foarte bună, costă 199 de lei. Ai spus că nu, că vin în două culori. Degeaba. Băi, aș fi vrut să spun că fac reclamă la Altex și că mi-au dat-o cadou, dar nu e adevărat, aș minți poporul. Cu bonul ăsta, eu am bonul ăsta, am bonul ăsta. Aș putea să particip la loteria asta a bonurilor fiscale. Băi, ce Dumnezeu am în ochi! Mor! Un ochi. Alt ochi. Da? Deci, cumpărați. Probabil că se dorește cumva încurajarea cumpărăturilor și nu doar atât, încurajarea oamenilor să și țină bonurile alea fiscale. Să nu le mai arunce când ies din magazin. Mergi, îl ții acasă, îl bagi în cutia chestiei pe care ai cumpărat-o și ia-ca. Tam, 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 șansa vine peste tine. Șansa vine peste tine. Șahul! Uite, băi, toată lumea zice că și se vorbește foarte mult zilele astea despre introducerea, despre scoaterea, introducerea din nou, scoaterea din nou ca a unui penis a religiei. Știu, e o comparație foarte nașpa și probabil că mulți dintre voi sunt deranjați, dar citisem chiar pe internet o chestie. Religia sau, în fine, credința, într-adevăr, este ca un penis. Comparativ. De ce? Toată lumea are unul. Ca un sex, nu ca un penis. Ca un sex. Toată lumea are unul. Și sunt de acord cu tine să-l ai câtă vreme nu-l scoți să mi-l arăți mie în față. Deci sunt de acord. Foarte bine. E ok. Bine că-l ai. Dar nu mi-l băga mie în ochi. Că... Da? Și toată lumea vorbește despre religie. Vai, de mine e constituțional, neconstituțional, au voie copiii, trebuie să facă cerere, părinții trebuie să, nu știu ce, să facă, mătănii, 100 de prostii, să renunțe copiii sau să meargă copiii la ore de religie. Pe copii nu-i întreabă nimeni nimic, pentru că oricum ei sunt mici, n-au treabă chestiile astea. Dar citesc un alt material care pe mine mă face să mai dau o șansă omenirii. Șahul ar putea fi disciplină opțională în 10 școli din județ. Șah. Sportul minții. Șahul, sportul care ne învață de mici strategii și nu doar de luptă, ci de viață. Se merge pe ideea că e bine să ai planificate niște mutări înainte de a face o prostie, înainte de a face ceva. Profesorii de sport din 10 școli din județ, scrie Coset Zanocea în Ziarul de Roman, au primit o donație din partea Federației Române de Șah pentru implementarea proiectului Educație prin Șah în învățământul preuniversitar. 10 școli din județ au primit o donație din partea Federației Române de Șah pentru susținerea acestui sport în rândul copiilor. Festivitatea de înmânare a kitului ce va fi folosit la clasă a avut loc ieri, 27 ianuarie, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Neamț, în prezența președintului Federației Române de Șah, Sorin Iacoban, a inspectorului școlar Fiorel Stan, școlar general Fiorel Stan și a inspectorului de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar, profesor Magda Merinte. Fiecare dintre cele 10 școli selectate în program a fost reprezentată de un profesor de educație fizică pe care sper să nu badați toți aici. Dar nu vi-i citesc pe toți. Profesorii au primit câte o trusă, donația Federației Române de Șah, ce conține 10 garnituri de piese, 10 table pliabile de șah, o tablă portabilă de demonstrație, două manuale pentru fiecare an de studiu și programa primilor ani de studiu, primilor 2 ani de studiu. Nu e o chestie extraordinară. Ce s-a primit de la... sunt niște kit, table de șah cu piese de șah. O să spuneți, ia cabru mare brânz, un kil de caș.
Nu e vorba de asta, este vorba de gest, da? Pentru că se dorește cumva și cu siguranță vor fi copii destui care să vrea să se bage la șah. Eu, când eram la școala generală și proful de sport a zis, bă, hai să facem o selecție pentru șah, m-am dus și eu, da? Singura chestie pe care o știam legată de șah e că se joacă pe partea cu pătrățele. Nu pe partea aialaltă, cu triunghiuri, unde se joacă table, nu-i așa? Și mi-au așezat adversarul, a așezat el toate piesele, dar eu am făceam așa pe interesantul, da, ca să nu-și dea el seama că eu habar n-am despre ce e vorba. A așezat el toate piesele acolo și s-a nimerit să fiu eu cu albele și mă uitam la tablă, eu habar fără să știu că albul începe. Și mă uitam la tabla aia, așa, cu o față de om. Și el se uita la mine cu o față de om, what the fuck, da? Și la un moment dat îmi zice, tu gândești ce deschidere să faci sau te uiți ca prostul, că habar n-ai ce trebuie să faci. Și mi-am adus aminte că tata în vremea lui a jucat într-o piesă de teatru, ca să vedeți cum se fac conexiunile în creier, a jucat într-o piesă de teatru care se numea Siciliana. Și mai citisem eu pe undeva prin Almanahul Copiilor sau cum era pe vremea lui Ceaușescu, că există o deschidere la șah care se numește Siciliana sau, nu știu dacă e deschidere, sau ceva care se cheamă Siciliana. Și zic, aștept să văd cum fac Siciliana, îi zic omului. Proful de sport era lângă noi în momentul ăla și zice, auzi, tu du-te cu Dumnezeu ca nebunul mergând în diagonală, că n-ai o treabă. Și aia a fost singura mea legătură cu șahul. Am mai încercat, de fapt, și altă dată să joc șah, dar după două mutări m-am lăsat pe gubaș. De ce? Pentru că nu, eu reușesc cu succes să nu mai am loc să mișc piesele mele. Nu știu dacă ați întâlnit situația asta. Să nu mai poți să te miști pentru că te blochezi singur. Și am reușit. Nu mă întrebați cum. Dar uite, din 10 școli, copiii vor avea ocazia să facă treaba asta, nu să se blocheze singur, ci să învețe șah. Și în continuare voi susține sportul ăsta, deși n-am nicio treabă eu cu el, pentru că, într-adevăr, te face să fii mai deștept. Nu neapărat mai deștept, dar te face să vezi viața altfel, te face să, dacă reușești să pricepi ideea cu băi, calculează-ți fiecare mișcare în viață ca să ai și alternative, înseamnă că ai învățat ceva din șah. Programul se adresează elevilor din învățământul primar din aceste 10 școli, care începând cu anul școlar 2015-2016 vor avea o oră de șah ca disciplină opțională. Proiectul este o inițiativă lăudabilă, o alternativă pentru elevii care sunt scutiți medical de ora de sport și în același timp o variantă pentru ora de sport, în cazul școlilor în care nu sunt soli de sport, care să permită efectuarea orelor în condiții corespunzătoare pe perioada iernii, a spus inspectorul școlar pentru educație fizică și sport, Magda Melinte. Programul Educație prin șah în învățământul preuniversitar, derulat de către Ministerul Educației în parteneriat cu Federația Română de Șah, se implementează în 500 de școli din întreaga țară. Acestea au fost selectate pe baza unor criterii clare: existența unor cluburi de șah, dorința elevilor de a practica șahul în școli, existența profesorilor care pot preda șahul ca disciplină și participarea la concursuri naționale sau internaționale a acestor elevi. Lăsați-vă copiii să învețe șah. E o soluție foarte bună. Lăsați copiii să facă șah. Varianta cealaltă este să îi trimiteți în ora asta să stea în genunchi și să se dea cu capul de podea. În viitor vor putea spune Allah Akbaru. Rău mi-a ieșit asta. Cu Allah Akbaru. Nu asta era ideea. Dar înțelegeți că de la credință până la fanatism e atâta. Aveți câine? Nu? N-aveți câine? Vă plac oamenii care au câini? Vă plac câinii în general? Da, și mie. Sunt ok. Mă joc. Când văd un câine care e frumușel și care sare în brațe și dă smălingă, dă din coadă, mă joc. Eu nu mi-e frică neapărat de câine. Am niște probleme cu unii care chiar mă urăsc. Dar în general mie îmi plac animalele. Mi-aș pune în apartament 80 de pisici, de exemplu. Sau dacă aș sta la casă, un câine. Ideea este că dacă ai un câine, vai, cum era în Spider-Man, cu un câine vin și responsabilități. Casa de Cultură
este înconjurată de material organic. Nu casa de cultură. Spun casa de cultură pentru că aici vin la muncă și e imposibil să nu calc în câte un material organic în fiecare dimineață. Era așa de organic încât am avut chiar în pragul ușii aici, la intrarea în sediu. Material organic. Uman. Uimitor. Dar cei care au câini lasă material organic oriunde, nu ei. Câinii, evident. Pentru că există o doză de nesimțire la români, ceva de speriat. Ia să vedem ce spune presa. Monitor. Proprietarilor de câini li se pregătește ceva. Și cu miracolul ăsta, nu o să-l vedeți niciodată. O să fie nevoie, evident, de stăpâni să facă treaba asta. Sper să se lase, n-am citit încă articolul, m-am luat doar după titlu, dar sper să fie vorba de amenzi. Primăria Piatra Neamț lucrează la un regulament în baza căruia să îi poată amenda ei pe cei care își scot animalele de companie pe spațiile verzi la plimbare pentru nevoi fiziologice. Mizeria de pe spațiile verzi, trotuarele și străzile din Piatra Neamț, deocamdată doar Piatra Neamț, vizibile mai ales în această perioadă, le-a dat de gând autorităților locale. Edilii pietreni vor să pună la punct un regulament în baza căruia să-i amendeze pe cei care își scot animalele de companie pentru necesități fiziologice, dar lasă urmele la întâmplare. După cum a declarat viceprimarul Aurelia Simionică, funcționarii din primărie lucrează la un proiect de hotărâre de Consiliu prin care să stabilească clar ce au de făcut proprietarii de animale de companie, în special deținătorii de câini, și la un nou regulament care prevede ce amenzi riscă iubitorii de patrupede care nu curăță locul unde exemplarul a fost lăsat pentru necesități fiziologice. Am fost și în străinătate, iar zic, iar se laudă ăsta, frate, că a fost și el în străinătate. A văzut și el o țară străină și gata, se laudă. N-am văzut o țară, am văzut vreo 6. Și în toate, exceptând Republica Moldova și Ucraina, nu există necesitatea unui regulament, nu există necesitatea unei legi, nu există necesitatea unor acte normative care să reglementeze bunul simț. Oamenii îl au din naștere. Oamenii se nasc cu bun simț, trăiesc cu bun simț și încearcă să nu deranjeze pe cei din jur. Pe de altă parte, numai în, vă spun, unde am văzut chestia asta? În Alicante, în Vila Hoyosa, în Almeria, în nici nu știu pe unde am mai fost. Primăria pune la dispoziția cetățenilor, prin diverse parteneriate cu asociațiile astea care tot sar în sus, protectoare de câini, au și asociații de astea. Dar imaginați-vă că primăria Roman împreună cu 4 lăbuțe, Ham Ham, Drăguțul Meu și Codiță Stufoasă, sau cum Dumnezeu să mai cheamă asociațiile astea, pun mână de la mână și montează la colț de stradă sau măcar în parcuri din loc în loc niște stâlpi goi pe interior, în care pun săculeți. Pun gulițe, care costă 50 de bani, sau cât cu 1,50 lei, sau cât costă. Pun gulițe de gunoi. Pentru că omul iese la plimbare cu câinele, nu fură pungulițele de gunoi, că stau acolo și nu se îmbogățește nimeni, nu faci o economie extraordinară luând un sul de ăla de pungulițe. Dar vine omul cu cățelul își face el treaba acolo și nenea n-are pungă la el, deși de obicei ăia au atârnate de lesă, 2-3 pungulițe în care să bage mâna, ca să nu ia rahatul direct în mână, bagă mâna în punguliță, se apleacă, îl iau, trag punga, rahatul rămâne în pungă. Magie, frate, da? Nu rămâne pe jos. Îl leagă la gură și îl aruncă la gunoi. Iar cei care nu au pungulițele astea le găsesc în stâlpii ăștia goi pe interior, de care vă spuneam mai devreme. Sunt pungulițe, suluri de, da? Scoți o punguliță ca la supermarket, frate. Exact acolo, când te duci la raionul de legume fructe. Nu apuci cu mâna ca țaranul. Iei o mănușă. Ei, cum sunt alea, așa sunt și pungulițele astea. Bagi mâna în mănușă, îți iei răhățelul, nu pe al tău, pe al câinelui tău, că e al tău practic la final, îl bagi în pungă și ajungi la gunoi. Deci, spuneam, chestiile astea se fac.
fără să fie nevoie să vină primăria să amendeze, să amenințe, să facă acte normative, să propună proiecte de legi, să dea amenzi gârlă-gârlă. Nu, toate astea se fac pentru că se fac. E normal să se facă așa. E, nu, noi suntem români. Am un câine cât un vițel care face o baligă până aici la mine, las-o bre pe trotuar. Cineva o să calce nea sau la un moment dat o să plouă destul încât să-l dizolve. La noi se face, e foarte frumos. Eu aș lua într-o zi un sac și când fac un țuhal de rahat de câine, să mă duc la un nene care, pe care îl văd că își lasă câinele să facă treaba asta și lasă rahatul acolo, să-i lipesc pe ușă. Un țuhal, un chintal, 500 de kg de rahat de câine. Pe ușă. Bre, v-am adus că ați lăsat în urmă, v-a căzut ceva. Am făcut în București chestia asta, am făcut în Cluj chestia asta, am făcut în Piatra Neamț chestia asta, am făcut în Roman chestia asta și oamenii au sărit să mă bată. Domnul, v-a căzut ceva, ce? Rahatul. Vă rog să vi-l luați. Dar ce, mă? Că-i animal, doar nu vrei să-i bag un deget în fund. Nu, bre, nu trebuie să-i bagi un deget în fund, că de-aia l-ai scos afară să-și facă nevoile. A, nu să-i pun Pampers. Nu o să-i pui Pampers, evident. Dar ia o punguță, ia-ți rahatul și du-l la gunoi. Dacă eu aș veni să fac la ușa la Matale o chestie de genul ăsta, nu te-ai supăra? Ba da, ai sări să mă bați. Logic. La asta trebuie să ne gândim. Pe mine m-ar deranja dacă mi s-ar răhăți cineva la ușă? Da. M-ar deranja. Dacă gândim la modul ăsta, putem spune că mergem mai departe. Hotărârile ce urmează a fi analizate, în Consiliul Local din februarie, se va stabili exact și ce presupune microciparea, sterilizarea și taxa pe care o vor achita proprietarii de câini care refuză să-și sterilizeze animalele, a spus viceprimarul Aurelia Simionică. Un regulament privind atitudinea autorităților față de stăpânii de câini a fost pus în discuție încă de acum câțiva ani, dar de amenzi date celor fără simț civic pentru mizeria lăsată de patrupede nu s-a auzit încă niciodată. Ar trebui. Știri de ultimă oră, suntem pe gândul.info. Mă, începe să-mi placă sistemul ăsta. Suntem pe gândul.info unde nu trebuie să fim, așa. Ați mai auzit până acum de clandestini, de pasageri clandestini, nu e nicio noutate. Cu siguranță ați mers măcar o dată cu nașul, cu trenul, spre litoral, în tinerețele voastre zbuciumate, când ați fi preferat să dați bani pe bere decât să plătiți 800 de milioane pe un bilet de tren, nu? Este, ați mers cu nașul, hai să fim serioși. Dar cu avionul clandestin ați mers vreodată? Nu, e, unul din Cluj a reușit-o. Un bărbat a păcălit securitatea de pe aeroportul Cluj și, fără să aibă bilet și fără să fie controlat, a urcat într-un avion care urma să plece la Londra. Omul nostru a urcat în cabina piloților și și-a făcut câteva poze. Surse din interiorul aeroportului au declarat că incidentul s-a petrecut marți în jurul orei 6 dimineață. Bărbatul a reușit să intre pe pista de aterizare utilizând un spațiu tehnic pentru bagaje și, după ce a spart un geam, a ajuns lângă un avion care fusese curățat și pregătit pentru următoarea cursă către capitala Marii Britanii. Angajații aeroportului au intrat în alertă când au văzut mai multe luminițe în cabina piloților, acestea provenind de la blițul telefonului mobil cu care bărbatul și-a făcut poze în cabină. El a fost găsit instalat în avion, așteptând decolarea. Sursa notează că motivul pentru care bărbatul a intrat prin infracție în avion este că vrea să ajungă la prietena sa în Londra, dar nu mai găsise bilete. Și atunci omul ce a zis, băi, eu l-aș lua cu totul, dar nu știu să merg cu el. Că n-are cheie, n-are castofon ca să bag și eu aici niște salam, niște guță, ceva. Aștept până vine cineva care se pricepe. El a mers în aeroport, a încercat una dintre ușile folosite de personalul tehnic, iar aceasta s-a dovedit a fi deschisă. Întrebat cum a ajuns să facă poze în cabina piloților, bărbatul a susținut că a fost invitat chiar de către pilotul aeronavei. A zis că îmi face o favoare, doar următorii au să se chinuie, a spus bărbatul. What? Serios, gândiți-vă puțin. În toată lumea se vorbește de, bă, frate, să nu lăsăm pe nimeni să intre la avioane, securitatea aeroportului. În toată lumea se vorbește despre terorism. În toată lumea se vorbește despre atacuri. Merge și așa. În cabină, să-ți faci poze cu de toate. La care mi-a intrat?
Bun. N-am ce comenta la chestia asta, decât că mă, când eram tânăr, eu mergeam într-adevăr foarte mult cu nașul. De atunci mi s-a plecat să mai merg cu trenul. De atunci nu mai pot să merg cu trenul. Știați chestia asta? Am rămas cu traume. Am plătit așa de mult la naș și amenzi când eram tânăr așa de mult, încât mi s-a plecat. Mersul cu trenul mie îmi face rău. Nu mai pot. Și de atunci prefer să merg cu microbuzul, dacă e nevoie, sau mai nou cu fulgerul vișineu. Cât l-o mai ține și pe ăsta roțile. Dar cu avionul și încă să intre așa într-o cabină ca la tine acasă. Da, ce asta? O manșă, ce faci? Hai să decolăm. Vorbeam de nume zilele trecute și cum românii n-au pic de imaginație, mai nou după ce au reușit să iasă și ei în Europa și să vadă cum arată alte țări, românii au început să aibă și ei să diversifice cumva numele în România. Ai aflat că un judecător din Franța a decis ca părinții unei fetițe nu au voie să-i pună fetiței numele Nutella. Deci o pereche de părinți au făcut și ei un copil. Un bărbat și o femeie care se iubesc fac un copil, da? Și ca de fiecare dată, primele discuții în familia asta mărită puțin, primele certuri, pseudo-certuri apar de la nume. Ce nume să-i punem? Băi, Evgenia, Georgiana, Erin, Capadocia, da? Nutella. Am avut discuția asta și eu cu mai multe dintre prietenele mele. Dacă am avea copii, ce nume le-am pune? Dacă ar fi băieți, gemeni, s-ar chema, fără discuții, Castor și Pollux. Da? Dacă sunt fete, Bosnia și Herțegovina. Da, m-au părăsit toate. După chestia asta. Așa că m-am gândit la nume mai normale, dacă e băiat să-l cheme Marcus, dacă e fată să o cheme Erin. Faza cu Erin e ok. Dar cu Marcus, bă, frate, nu înțeleg de ce le-a urât numele ăsta tuturor. Marcus, un nume... Marcus! Ăștia doi au vrut să-i pună numele Nutella. Nutella. Așa că judecătorul a decis că n-au voie. Un judecător le-a zis că n-au voie. Deoarece este marca înregistrată a popularei creme de ciocolată, judecătorul a permis însă folosirea numelui Ella. După ce bebelușul a fost botezat Nutella, un judecător a luat măsuri împotriva părinților. Acest nume nu este în interesul copilului, care ar risca să fie ridiculizat de cei din jur, a mai spus judecătorul francez. În lipsa părinților care nu s-au prezentat în instanță, justiția a stabilit că fetița născută pe 24 septembrie 2014 se va numi până la urmă Ella. Adică tu ca părinte stai și te chinuiști, te cerți cu nevasta sau cu soțul, ore în șir despre ce nume să-i pui, într-un final ajungeți la un acord și brusc primești de asta de la judecătorie. Nu. N-aveți voie. În Franța, părinții au libertatea de a alege orice nume pentru copiii lor, dar acestea sunt verificate de autorități în momentul înregistrării certificatului de naștere. Dacă numele ales ar contravine intereselor copilului, registratorul îl anunță pe procuror, care poate chema familia la tribunal pentru a alege alt nume. Nu putem să facem și în România chestia asta? Căsătul de Mercedese, căsătul de Rolex. Frate, să-i pui numele la băiat Rolex. Bana, semafor, televizor. Suntem o țară cu un ciudat amestec cultural. Hai să recunoaștem chestia asta. Și nu mă refer, știu că mulți dintre voi o să vă gândiți acum la romi. Da, nu e vorba de neapărat, că am văzut nume familii care nu au romi în componență, care totuși au dat dovadă de o totală lipsă de imaginație când e vorba de copii. Și nu mai departe, emisiunea din înainte de Crăciun, în care vă spuneam topul celor mai dubioase nume românești. Cum se cheme Motănel? Motănel sau Struț Minor? Struț Minor? Mă lași? Astea sunt nume? Păi la noi nu există un judecător care să spună, băi frate, interesele copilului. Da, că vorbeam de hoți minori ieri. Pentru ei există legi care să-i protejeze, dar să-i o lege care să-ți protejeze copilul de numele Struț,
Nu există. Pe el îl cheamă Struț și m-am interesat, ăsta e prenume. Numele de familie este Minor. Struț Minor! Motănel, da? Aș scoate numele Brăduț. Brăduț? Înțeleg ideea că românii sunt înalți ca bradul, proști ca gardul, dar nu e vorba de asta. Brăduț, ăsta e nume. Îmi pare rău dacă sunteți pe afară, pe acolo, acum, oameni pe care vă cheamă Brăduț. Dar nu, ăsta nu-i nume. E un copac. Când te faci de 2 metri și 10, că așa crezi că ăștia acum, vup! Bună ziua! Am venit la încorporare. Vreau să mă fac militar de carieră. Da, cum vorbiți? Brăduț. Merișor. Ar trebui să existe în România o legislație din punctul ăsta de vedere. E bine că nu le-au dat voie. Cum să schimbe copilul Nutella? Vă imaginați câte glume ar fi făcut? Vai de mine câte glume vin mie acum. O fetiță pe care o să cheme Nutella pe la 14 ani deja începe să fie, cum se cheamă, boarfagăștii, fără să facă nimic extraordinar. Să fie polul ridicolului în gașca ei. Numai câte glume se pot face legate de gust și de modul în care se linge lingurița. Nutella! În schimb, ar putea o chema Ella. Bun. Unde mă citisem o chestie că un cuplu de ăsta de părinți i-au pus numele copilului Cinnamon, scorțișoară. Uitați-vă la vedete. Aici nu înțeleg. Dacă vedetele au voie să-și pună nume la copii de-astea ciudate, gen unul dintre copiii lui Michael Jackson se numește Blanket, păturică. Blanket. Păturică. Cum se cheamă păturică? Asia, India, Calcuta. Da? Sunt nume de astea. De-a lung pe mapa mond. Bombay. Ai, bine ați venit la Galați. Ne întoarcem la Galați. Up, up. Everestul din Galați și cum au abordat problema angajații primăriei. Vedeți ce văd și eu? Ăsta e un munte de zăpadă. Se vede clar că e mai înalt muntele de zăpadă decât un om, decât o mașină și chiar decât o dubiță care e undeva mai în fundal. Munte de zăpadă, uite acolo undeva dubița, se vede că e mărișor, da? Pentru că zăpada nu se mai topea, directorul administrației piețelor agroalimentare din Galați, Eugen Zaharia, a adoptat o soluție inedită pentru a scăpa de mormanul de nea și mizerie rămas în fața pieței centrale. El a pus câțiva angajați să topească zăpada cu, țineți-vă bine de chiloți, cu furtunul de apă. S-au chinuit o groază angajații, însă nu au reușit să o topească. Este vorba de zăpada pe care am strâns-o dintre tarabe și am adunat-o într-un singur loc. Încercăm să scăpăm cumva de zăpadă, cât mai e jupâne. Pentru că zăpada respectivă împiedică aprovizionarea și este inestetică. Puțin s-a mai topit, însă trebuie să găsim o altă soluție. Ori vom încerca să o întindem, ori vom chema un utilaj să o ridice. Poate, dacă ar fi plouat mai mult, s-ar fi topit, a declarat Eugen Zaharia. Chiar dacă martorii oculari, mă întorc, da? Chiar dacă martorii oculari spun că angajații ar fi utilizat apă caldă pentru că ieșeau aburi potrivit directorului, era vorba de apă rece, provenită de la un hidrant al pieței. Tot ce au reușit să facă a fost să o înghețe. I-au să o topească cu apă, da? Toată zăpada aia, băi, dar poate vă arăt o fotografie mai... Nu, e mare, oricum, dita mormanul de zăpadă. Și ei s-au gândit să o topească cu apă rece, la temperaturi de iarnă. Ia gândiți-vă, vreți să facem un sondaj? Are vreo logică? Poate fizica sau chimia sau ce se ocupă de chestia asta o să mă contrazică. Are vreo logică? Nu era mai ușor oare să ia doi angajați ai piețelor
să ia o pereche de lopeți sau de sape sau de greble în mână și într-adevăr să-l îl întindă, să-l ducă la o gură de canalizare, dar nici așa. Pentru că toată apa aia din hidrant, că o fi fost ea caldă sau rece, peste noapte, ar fi înghețat. Nu? Numai mie se pare așa? Eu nu mă pricep, că nu sunt om practic, nu știu ce să fac. Nici când ninge, nu știu ce să fac să curăț trotuarul. Nu sunt om practic absolut deloc. Presupun că nici ăștia n-au fost extraordinar de practici. Au încercat să topească un munte de zăpadă folosind apă rece. Evident, se topește la un moment dat, ar trebui să se dizolve, dar imaginați-vă că vine vara, vine seara. Și vine vara, nu vine vara, vine seara. Și când vine seara, vin temperaturile scăzute. În perioada asta, undeva de la 0 la sub 0. Și vine moșneguțul dimineața la piață și hâț pe gheață. Clanț chiciorul. Poate nu le văd eu ca lumea, s-ar putea. Nu sunt om practic, mă repet. Nici foarte inteligent nu sunt. Unde am ajuns? Ia. Asta o să vă placă. Mă, dar unde Dumnezeu, ce îmi deschid ăștia aici? Eu mor. Așa, premieră în România. Tam, ta-tam! Ta-ra-ra-ra! Nu vedeți harta asta? Vedeți ce e pe harta asta? Asta e cel mai mic tronson de autostradă din România. N-ați înțeles? Autostradă. Cât o să aibă? 3,6 km. 3,6 km de autostradă în care intri cu viteza a treia și ieși cu viteza a treia de pe ea. 3,6 km în care n-ai timp nici măcar să spui, uite, mamă, trec mașini. Ca ieși de pe autostradă. Firma austriacă Strabag, constructorii locali Straco Group, controlat de frații Alexandru și Traian Horpoș, da, cine sunt ăștia? Nemții de la Geiger se numără printre câștigătorii celor 5 contracte de aproape 1,2 miliarde de lei pentru construcția autostrăzii Câmpia Turzii, Ogra, Târgu Mureș, cu o lungime totală de circa 57 de kilometri. Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Transporturilor. Aceste licitații pentru construcția autostrăzii Câmpia Turzii Târgu Mureș aduc o premieră în România la capitolul lungimea tronsoanelor în care este împărțită șoseaua. Măi, oameni buni, când zic tronson, nu înseamnă că o intrare și o ieșire, că atât o să fie autostrada. Ea face parte din autostrada mare. Asta am înțeles și eu, nu trebuie să-mi explicați. Da? Dar 3,6 de kilometri cineva i-a câștigat la licitație. E amuzant. Unde ești? Aceste licitații pentru construcția autostrăzii Câmpia așa aduc o premieră în România. Astfel, CNADNR a atribuit cel mai mic tronson de autostradă scos la licitație până acum, de doar 3,6 km, situat între Câmpia Turzii și Ogra. Contractul pentru construcția acestui tronson are o valoare de 56 de milioane de lei, ceea ce înseamnă un cost mediu de 15 milioane și jumătate de lei pe fiecare kilometru. Ridică-te Vasile, sau cum era, ridică-te Grigore, fă-ți repede o firmă, cunoaște persoanele potrivite, subînchiriază niște utilaje și bagă-te bre să faci autostrăzi. De ce să mergi în străinătate? Bagă-te să faci autostrăzi în România. Nu mult, 2 km, 1 km, eu știu cât vor mai da ăștia de la CNADNR. Licitează, împinge persoanelor potrivite plocoanele potrivite și o să scoți o gârlă de bani. În medie, un kilometru de autostradă între Câmpia Turzii și Târgu Mureș ar urma să coste circa 21 de milioane de lei, mai exact 4,7 milioane de euro pe fiecare kilometru. În contextul în care anul 2014 a fost unul de declin pentru industria construcțiilor, în special pentru lucrări de infrastructură, aceste proiecte ar putea reprezenta o gură de oxigen pentru piața de profil. Urmează niște date și niște costuri, de o să vă sară pălăria din cap. 3,6 km costă 56 de milioane de lei.
17,9 km 398 de milioane de lei, 15,7 km 280 de milioane de lei, vă mai zic, 10 km și o țâră 251 de milioane de lei, deci mergem la 4,7 milioane de euro pe fiecare kilometru de autostradă. 4 milioane și 700 de mii de euro pe fiecare kilometru de autostradă. Suspendată de cer. Suspendată, frate, de corzile sufletului, direct de cer, da. Nu mai zic nimic. A, ție-ți place berea, nu? Adică, nu că-ți place, ești, în general, ești băutor de bere. Abia aștept. Berea cu aromă de testicole de balenă. Da? Un sortiment de bere cu aromă de afumate de balenă a fost produs de o mică berărie din Islanda, informează BBC.com. Sortimentul Hvalur 2, produs de brandul islandez de bere de un islandez, va fi comercializat pe o perioadă limitată pentru a marca mijlocul sezonului de iarnă, 15 ianuarie 14 februarie, din Islanda, supranumit Thori, potrivit site-ului visiris.is. Testiculele de balene cu notătoare, care el, nu testiculele, balenele, se numesc Balenoptera fisalus, da? Reprezintă o specie amenințată cu dispariția. Sunt tratate potrivit unei vechi tradiții islandeze înainte de a fi sărate și afumate, apoi utilizate în procesul de preparare a unui sortiment de bere. Deci, o specie amenințată cu dispariția. Eu zic să o transformăm în bere. Adică măcar dacă tot sunt pe punctul de a dispărea, eu zic să le luăm, da? Ca să nu mai aibă ocazia să se reproduce și să le bem. Ce bea acolo? Un... Două pentru prietenul meu. Îți imaginezi să iasă, bei cu spor, îți place berea și vine o balenă la un moment dat și spune, mâncam ei, știi? Dați-o dracului. Of, Dumnezeule. În 2013, Islanda a reluat pescuitul de balene cu notătoare după o suspendare de 2 ani. Cea mai mare parte din carnea de balenă este exportată în Japonia, unde ea mănâncă practic orice. Brandul a stârnit critici dure din partea organizațiilor ecologiste în anul 2014, după ce a produs un tip de bere ce conținea alte organe de balenă, inclusiv oase și intestine. Pe bune? Mai vorbim de bere? Numai la noi berea se face cu malți, hamei, nemalți, nehamei, orz, eu știu ce dracu mai conține o bea, apă chioară, aqua pura, aquas cuvetas, ceva de genul ăsta. Nu, frate, un testicol de balenă se trebuie. Toate autorizațiile au fost abținute înainte de lansarea noului sortiment de bere, au spus creatorii acesteia. Balenele cu notătoare pot ajunge la lungime de 24 de metri și ocupă locul al doilea în topul celor mai mari mamifere de pe Terra după balenele albastre. Adică au chestiile mari. Foarte tare. O berică. Băi, vă spuneam că în urmă cu câteva emisiuni că m-am lăsat de fumat. Teoretic. Practic încă bag, dar și nu invit pe nimeni să pice în virusul ăsta, în viciul ăsta. Pe de altă parte, mi-aduc aminte că vă spuneam că m-am lăsat de țigări normale și am trecut pe țigări electronice. De ce? Pentru că rămân cu bani în buzunar de obicei. Mai nou, nici astea nu-s bune. După ce lumea a sărit în sus și a spus, băi, decât să fumezi 2000 de chestii cancerigene pe care le tragi în plămâni, mai degrabă treci pe țigara electronică, asta conține glicerină și tragi practic aburi, nu fumezi. Nici astea nu-s bune. Eu cred că lumea e pusă pe fumători, frate. Adică, băi, beți până nu mai puteți. Făceți-vă muci, urcați la volan, omorâți oameni. Nu fumați că e periculos. Da? Băteți-vă, mă, putem vinde armament oriunde în lume. Poți să cumperi cuțite, pistoale, puști cu lunetă, lansatoare de rachete sau elicoptere militare. Nu fuma, că asta e periculos, în schimb. Vaporii care conțin nicotină, produși de țigările electronice, pot duce la formarea formaldehidei, o substanță cancerigenă care face ca aceste dispozitive să fie de 5 până la 15 ori mai toxice decât țigările clasice, spune un studiu american publicat miercuri.
Sunt curios dacă studiul ăsta a fost comandat de mari producători de tabac, de tutun, de țigări. Nu? Eu așa mă gândesc. Cum ar fi să vină cineva să spună cafeaua este toxică? Evident că ar sări 87 de firme producătoare de cafea care să spună că nu cafeaua este toxică, apa este de fapt toxică. Da? Pentru că nimeni nu vrea să rămână fără afacere. Spune un medic. Oamenii de știință au folosit o mașină de inhalare a vaporilor produși de țigări electronice la voltaje scăzute și ridicate pentru a afla cum se formează formaldehida. Un agent cancerogen cunoscut. Savanții nu au descoperit formaldehid atunci când țigara electronică la voltaj scăzut încălzea în mod normal lichidul care se găsește în rezervor. Păi și atunci? Nu au descoperit. În fine, dar atunci când lichidul era încălzit mai mult, rezistența folosind o tensiune electrică de 5 volți, nivelul chestiei alea, formaldehidei, care se forma, era mult mai ridicat. Bine. De murit murim oricum și de omorât ne omoră. Mi-a spus și mie cineva chestia asta. Băi, nu mai fuma din astea electronice, frate, că ai să mori, că-s cancerogene. Zic, da, că alelalte sănătoase. Adică, da, nu mai fuma țigări electronice, că o să te omoare de cancer. Bine, mă întorc la alea care, ghiciți ce, ori să mă omoare de cancer, dacă e. Mă lăsați cu prostiile astea. Cine vrea să fumeze, o să fumeze eu, indiferent de toate studiile astea și de toate prostiile astea. Da, vrei să te ferești? Ok, la asta de fumat. Apucă-te de băut și după aia fii prietenos cu toată lumea. Polițiștii fac astăzi mai multe percheziții în București și 6 județe la firme și persoane suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani în domeniul comercializării de medicamente. Titlul sună foarte ciudat, afaceri ilegale, medicamente falsificate vândute în farmacii. Păi da, și astea au ajuns să se falsifice, adică ce dau? Eu nu înțeleg, cum poți să falsifici medicamente? Trebuie să fii chimist ca să faci chestia, să fii farmacist. 64 de percheziții la domiciliile suspecțiilor și la sediul unor firme în acest dosar în care prejudiciul se ridică la 3 milioane de euro. Descinderile au avut loc în capitală și pe raza județelor Ilfov, Buzău, Iași, Ialomița, Argeș și Olt. Se verifică 20 de societăți comerciale specializate în activități de depozitare și comercializare de medicamente, care s-ar fi sustras de la plata taxelor și impozite. Dar nu văd în continuare unde e faza cu medicamentele false. Ne-a picat lumina cumva? Medicamente falsificate. Deci unde e? Până acum doar că nu și-au plătit taxele. Asta înseamnă că falsificat? Mă așteptam la altceva. Medicamente falsificate și de fapt îi zic că oamenii nu și-au plătit taxe, că vorbim de evaziune fiscală. Mare atenție! Ce faci, mă? Mare atenție ce băgați în voi! România, unde eram, progrese în ceea ce privește libertatea economică, suntem sub Botswana, dar suntem peste Franța. Moneda botswaneză. Ula! România a urcat 5 poziții față de anul 2014 în clasamentul libertății economice, situându-se pe locul 57 în lume, din 178. În clasamentul pe anul 2015 a libertății economice, conduce Hong Kong, având un coeficient de 89,6 pe o scală de la 0 la 100, la mică distanță de Singapore cu 89,4. Noi suntem pe locul 57 din 178, suntem, acum termin, foarte slab în ceea ce privește statul de drept, sursa citată notând că în ciuda unor îmbunătățiri, corupția rămâne o problemă serioasă și că instanțele continuă să sufere de probleme cronice, precum corupția, influența politică, lipsa de personal și alocarea ineficientă a resurselor. Stăm sub Botswana, dar măcar suntem mai buni decât Franța. Acestea fiind spuse, dragilor și dragilor, îmi închid jucăria, sunt încântat. Vorbesc serios, sunt încântat de jucăria asta. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și rămâne să ne vedem mâine la o altă ediție a 24 de titluri. Până atunci, așa cum spun de fiecare dată, toate bune, la revedere!